Vă salut, pasionați ai sporturilor extreme și nu numai. Astăzi vom face testul pe role cu Can-Amul Maverick 700 Trail. Și e modelul de bază de la Can-Am. Să vedem cum se descurcă. Haideți să-l pornim. În momentul de față avem aderențe pe roata dreaptă spate și pe față avem, dar nu cuplăm 4x4, suntem doar cu tracțiunea spate și avem aderență doar pe roata dreaptă spate. Haideți să vedem cum se descurcă. Nici o problemă. Acum avem în felul următor. O să cuplăm prima dată las doar pe spate, tracțiunea spate. Să vedeți ce se întâmplă. Și avem aderență pe roata stânga spate și roata dreaptă față. Să vedem dacă ieșim cu doar cu 4x2. Da, a fost un pic în dificultate. Pentru că am avut doar pe stânga spate aderență. Bun, acum ce am făcut? Am schimbat diagonalele și avem aderență pe stânga față, dreapta spate, 4x4 cuplat. Da, n-am avut probleme. Acum avem un fel următor, 4x4, tracțiunea 4x4 și aderență avem doar pe roțile față. Fără nici cea mai mică problemă. Bun, și ultimul test care îl avem este în felul următor, tracțiunea 4x4 cuplată, aderență doar roata față dreapta. După cum ați putut observa, a ieșit destul de ok, se putea și mai bine. Am avut un pic probleme la momentul în care cupla și fața și când trebuia să dea putere la roata care avea aderență. Un pic a stat pe gânduri, dar per total s-a descurcat ok. Cam atât pentru astăzi. Până data viitoare, vă doresc mulți kilometri petrecuți în off-road și nu numai, fără evenimente.